Meditația în care urmează să te ghidezi e o meditație de iertare. Înainte de a începe exercițiul, îți recomand să te gândești la persoana pe care vrei să o ierți și la un anumit moment din trecut pe care vrei să-l depășești. Acea persoană poți să fii inclusiv tu. Și să îți propui să te ierți pentru un moment din trecutul tău, când poate te-ai ridicat la înălțimea așteptărilor tale. În cazul în care faci acest exercițiu pentru prima dată, îți recomand să-ți alegi o situație mai puțin dificilă, ca să poți exersa procesul. Îți mai recomand să-ți alegi un spațiu în care să se întâmple procesul de vindecare. Spațiul poate fi spațiul existent la momentul din trecut pe care vrei să-l ierți, sau poate fi un spațiu creat de tine, un spațiu unde te simți în siguranță, unde te simți foarte bine. Poate fi o grădină luxuriantă, poate fi un vârf de deal sau poate fi o plajă sau orice alt loc care îți dă siguranță și te face să te simți foarte bine. Îți mai recomand să te gândești la trei ghizi. Ghizi pe care să iei cu tine în acest proces. Ghizii tăi pot fi îngerii tăi, pot fi îndrumători spirituali, pot fi oameni obișnuiți, pot fi mentori sau înțelepți care trăiesc sau care au murit, care ți-au influențat sau îți influențează viața, a căror înțelepciune o respecti și o apreciezi. Unul din mentorii mei, cel de la care am învățat exercițiul, l-a luat ca și ghid pe Yoda din Războiul Stelelor. Ghizii mei sunt Isus, îngerul meu păzitor, cu care am o conexiune specială de când am fost copil, și un mare învățător spiritual pe care l-am găsit și cu care m-am conectat în cartea lui Yogananda. Și dacă știi acum care e momentul pe care vrei să-l ierți, dacă ți-ai ales spațiu și ți-ai ales ghizii, o să te ghidezi într-un proces de relaxare înainte de a intra în exercițiu. Și o să număr de la 10 la 1, în așa fel încât până la finalul numărătorii să intri în meditație cât mai profund. Ideal ar fi să accesezi o stare alfa. Așa că în cazul în care ai tu o altă modalitate în care ajungi ușor în stare alfa, îți recomand să folosești acea metodă. Închide ochii
Și inspiră profund și cât mai lung. Menține respirația cât de mult poți. Și apoi expiră cât mai profund. Continuă să inspiri, să menții respirația și să expiri cât mai profund și cât mai lung. Ceea ce îți va da o stare de relaxare. Atât a minții cât și a corpului. Acum o să încep să număr de la 10 la 1 și pe măsură ce o să număr vei accesa niveluri tot mai adânci de relaxare. Zece, nouă, simți cum mușchii gâtului se relaxează. Mâinile tale se relaxează. 8, 7, întregul corp percepe o stare de relaxare tot mai profundă. Șase, 5, picioarele tale se relaxează. 4, 3, 2 și 1. Întregul corp e acum relaxat și ești pregătit pentru procesul de iertare. Și te vizualizezi în spațiul pe care l-ai creat împreună cu persoana pe care vrei să o ierti, având în spatele tău și în dreapta și în stânga ta pe cei trei chizi. Te uiți în ochii persoanei pe care vrei să o ierți și îi spui toate emoțiile tale, toată durerea. Te lași să simți durerea a ceea ce persoana ți-a provocat. Te lași să simți durerea din trecut. Îi spui și îi povestești așa cum ai văzut și simțit tu situația la acel moment.
Acum e momentul să te gândești la ce ai învățat tu din acea situație și cum te-a ajutat. Cum ai devenit mai puternic sau mai puternică exact datorită acelui moment, exact datorită acelei situații. Ce ești tu mai puternic astăzi, datorită acelui moment din trecutul tău? Și acum vreau să te gândești și să vezi situația prin ochii celelalte persoane. Să vezi ce a făcut să se comporte așa la acel moment. Și să nu uiți că persoanele rănite rănesc la rândul lor. Iar dacă persoana pe care ai ales să o ierți ești tu, gândește-te ce știai și ce puteai să faci la acel moment. Și acum e momentul să o ierți pe acea persoană care ți-a greșit. Să-i spui că o ierți, să o îmbrățișezi și să-i spui că înțelegi de ce s-a comportat așa atunci. Pentru că nu știa cât de mult rău face. Simte compasiunea și lasă momentul să treacă.
Și acum întoarce-te către fiecare din ghizii tăi și întreabă-i dacă iertarea e completă. Spune-le să te îndrume și să-ți arate cum să mergi mai departe. Poți repeta acest proces atât pentru acest moment, în cazul în care ghizii ți-au spus că iertarea nu e completă, sau pentru orice alt proces sau moment sau persoană din trecutul tău.